Pasarela metalică ce susținea conductele de termoficare s-a prăbușit peste calea ferată în gara de vest din Ploiești, iar echipajele ISU Prahova s-au deplasat la fața locului. Pasarela are o greutate de aproximativ 10 tone și o lungime de 15 metri. Prin aceasta trecea și o conductă de apă a orașului, ceea ce a făcut și mai grea intervenția militarilor. O pasarelă metalică de aproximativ 15 metri lungime și 10 tone s-a prăbușit peste liniile de cale ferată. Această pasarelă susținea conductele de termoficare. Cred că e din anii 70-80, de când s-au construit. Da. Păi nu s-a întâmplat nimic. Acum aceasta este magistrala care alimentează partea de sud a orașului. Nu este afectată furnizarea de agent termic. Și pentru că s-a trecut deja pe un alt fir, după cum vedeți din cele trei, și acum suntem în curs de a degaja. Așteptăm o macara să se deplaseze dinspre București, ori vom găsi la nivel local pentru a muta această pasarelă. Conducta nu este avariată, așa cum puteți să observați. Suntem aici împreună cu reprezentanții ISU, societății Veolia, CFR, precum și ambulanța. Ca și problema, avem un tren ce nu este alimentat cu energie electrică, motiv pentru care încercăm să-l tragem în gara de la Brazi, pentru a fi alimentat și, bineînțeles, încălzit. Ore întregi, circulația feroviară din gara de vest a fost imposibilă. Compania Națională de Căi Ferate, CFR-SA, a făcut o informare publică printr-un comunicat de presă în care menționau că traficul feroviar prin stația Ploiești-Vest a fost oprit la orele dimineții din cauza prăbușirii pe calea ferată a pasarelei. Menționăm faptul că în urma prăbușirii pasarelei peste cele 5 linii din stația CF Ploiești-Vest au fost rupte și firele de contact, care asigurau alimentarea cu energie electrică a locomotivelor. 6 trenuri de călători au fost oprite temporar. 16032 Brașov-București, care staționa în Ploiești-Vest, 16032 Brașov-București, care staționează în Ploiești-Vest, 15124 Slănic-Ploiești-Vest staționează în Ploiești-Vest, 16444 Baia Mare-București-Nord, care staționează în Buda, 15531 București-Brașov staționează la intrare în Ploiești-Vest, 16631 Brașov-București staționează la intrare în Ploiești-Vest, 3001 București-Brașov, care staționează în Brazi. Nu mai circulă trenul. Nu știu, s-a afectat, adică o linie acolo, o taie, o pasarelă, nu știu. V-am spus din gară că nu? Mi-a spus și mie, doamna. Unde aveți de ajuns? La Brașov. Din Plopeni ne-a lăsat trenul în vest și acum mergem la sud, că mergem la București. Și trebuie să plas altceva? Altceva, Doiul, și după aceea mergem la sud și din sud la București. Greu. Foarte greu. Asta este situația în România. Trebuia să ajung la București acum, trebuie să ajung și la un examen și acum trebuie să mă duc să iau mașină până în sud, să iau alt tren. La cât aveai examen? La 12 fix. Mai ajungi? Nu cred că mai ajung. Autoritățile au înlăturat pasarela prăbușită peste calea ferată, bucată cu bucată, intervenție care a durat mai bine de o jumătate de zi.